Nu vă lăsați păcăli de soare. Deși pare o zi minunată, frumos afară, sunt 7-8 grade. Exact vremea perfectă pentru a-ți aburi viziera. Despre asta vreau să vă vorbesc, pentru că toamna și mai ales primăvara e un lucru destul de neplăcut când mergi prin oraș, la fiecare semafor să-ți se aburească viziera. Există câteva soluții, cea mai elegantă, cea mai fină, să zicem, cea mai ușor de rezolvat este să pui un pin loc la cască, dar dacă nu ai această posibilitate, dacă viziera ta nu vine cu suportul aceea pentru pin lock, există câteva leacuri băbești. Acum o să mergem în interior să testăm toate soluțiile astea. Foarte important de menționat, acum vizierele sunt produse din mai multe materiale, nu se știe niciodată ce reacție chimică poate să aibă una din aceste soluții. Eu vă recomand să testați într-o zonă în afara câmpului vizual, dacă e prima oară, să vedeți dacă are vreo reacție chimică, ceva, dacă se mătuiește. Am scos viziera de pe cască, am împărțit-o în trei zone relativ egale folosind niște scoci. Am dat special cu scociu pentru a păstra două benzi netratate cu niciunul dintre leacurile acestea băbești, ca să vedem momentul când testăm cu cana de ceai că acelea se aburesc în continuare și soluția folosită de noi chiar este eficientă. Primul leac băbesc ultra cunoscut de posesorii de Dacia 1310. Toată lumea avea fie un burețel, ori o cârpă din piele de căprioare. Ca să scapi de această chestie foloseai spumă de ras. Nu prea conta marca, toate au cam aceeași proprietate și m-am gândit că funcționează și la viziera noastră. Al doilea leac băbesc pe care l-am testat, am citit pe net că dacă folosești un șampon antimătreață, obții același rezultat ca și la spuma de ras. Se pare că în compoziția șamponului antimătreață este ceva care face să nu se mai aburească viziera. Așa că pentru a doua bucată de viziera am testat cu cel mai celebru probabil șampon antimătreață Head & Shoulders, să vedem ce o să iasă. Iar a treia soluție, al treilea leac băbesc de care nu auzisem, l-am găsit pe internet la niște indieni, am testat cum funcționează un cartof. Pur și simplu am tăiat un cartof, l-am curățat de coajă mai mult ca să nu fie pământ sau să nu fie murdar, de asta am curățat coaja. Și am dat pe vizieră, pe a treia bucată, să văd cum funcționează și această soluție. E clar că toate aceste trei soluții funcționează, însă sunt mici diferențe. În primul rând trebuie să zic că niciuna dintre ele nu este la fel ca un pin lock. Nu ai aceeași vedere clară, crystal clear, să zicem, fără nicio obturație. Cumva și spuma de ras, și șamponul, și cartoful atrag umezeala și cumva rămâne așa un pic de umezeală pe vizieră, care e deranjantă. Nu este ca atunci când ai avea viziera complet aburită, dar e un pic supărătoare. Din testul meu mi s-a părut că zona cu spuma de ras a fost cea mai bună, cea mai puțin deranjantă pentru ochi. Era cumva mai clară viziera în acea parte. Apoi șamponul antimătreață, care a făcut și el o treabă foarte bună. Și surpriză, chiar și cartoful funcționează. Acum, ce nu mi-a plăcut mie la cartof este că în momentul în care freci cu cartoful acela, fiind umed un pic așa, lasă urma aceea de amidon și rămân ca niște zoaie așa pe vizieră. Iată că dacă nu aveți posibilitatea să montați un pin lock la cască, la viziera voastră, puteți să vă faceți viața mai ușoară toamna și primăvara folosind niște chestii care sunt convins că le aveți în casă, deci sunt foarte la îndemână. Personal, v-am zis, mi-a plăcut cel mai mult cum s-a comportat zona în care am folosit spuma de ras. Chiar am continuat apoi, am curățat complet viziera și am dat pe toată suprafața ei cu spumă de ras. Să văd dacă cumva în timp se schimbă proprietățile vizierei, se mătuiește sau apar degradări. Dacă mai aveți și alte astfel de sfaturi sau faceți altfel ca să scăpați de aburirea vizierei, sunt chiar curios să le aflu și vă invit să lăsați un comentariu la acest clip. Iar ca să fiți la curent cu ce se mai întâmplă în lumea moto, să mai aflați chestii utile și mai ales trasee și locuri frumoase de la noi din țară unde să ajungeți pe două roți, vă invit să dați subscribe la canalul nostru de YouTube.